seara, Timișoara, bună seara, YouTube! Eu sunt Andra Costa și vă urez bun venit în studioul teritorial Vlogmas. Este seara cu numărul 9 și abia am ajuns dintr-o minunată călătorie la Oradea. Da, în continuare, studioul nostru este interactiv. Avem aici un angajat special care bagă panica în perdele. Ciao, mini! Bun. După cum vă spuneam, suntem proaspăt întoarși dintr-o foarte, foarte faină călătorie la Oradea, unde am văzut un târg de Crăciun superb. Trebuie să-l vedeți și voi și încă mai aveți timp, pentru că este abia 9 decembrie, deci zilele nu au intrat în sac. Dar, înainte să trecem la lucrurile de final, adulce al zilei, să predăm mai întâi legătura reporterilor noștri de teren. Andra, Flavius, aveți cuvântul. Acum suntem pregătiți să plecăm în excursie. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi mergem la Oradea. Da, să vedem târgul de Crăciun. Ești entuziasmat, Flavius? Da. Și eu vă aștept. Și port o minunată bluză făcută de Alex Gengea. Flavius, tu cu ce ești îmbrăcat? Eu mai ca săraci. Nu, de vreau nu-l crezi. E îmbrăcat de la Zara, pe bogăție. Nu spune la nimeni că vrei să rămână fără haine. Vorbim mai încolo. Am ajuns la Oradea, la târgul de Crăciun, cu Flavius și Biri și mami. Faceți cu mâna! Say hello, Vlogmas! Hello, Andra! Uite acolo un langoș mare, ca la Maco. Deci, după cum deja vă puteți da seama, vom mânca mult astăzi, cel mai probabil. Asta nu-mi face aminte de Bratislava. O, da. Piri, așa-i? Ai ajuns la cașcavaluri? Ai venit cu cașcavalul sau ai venit să-l iei? Eu să-l iau. Și, și. Alina, privește! Cașcavalul e ziol. Uai, cât a cașcavalul. Trebuie să veniți la târgul de Crăciun la Oradea, pentru că e foarte fain. Au grămadă de chestii drăguți și mâncăruri așa unicatice și tot felul de, inclusiv florare. Florare de la Roșia Montană. Și uite, sunt toți repetanti. Și mami vine on the side. Da, mami, îți place la Oradea? Da, îmi place. Să vină oamenii la târgul de Crăciun de aici. Da, să vină. Ce vezi, zice, de tot te uiți să-ți cumperi chestii? Mai bine niște ciocolată cu meură. Favorita din Oradea rămâne cea ce are și pasajul Vulturul Negru. Adică asta îmi place maxim, Oradea, turnul ăsta, uai!
Să vedem ceva mai people. Palatul Vulturul Negru. Ce faceți pleșuvilor? Ne plimbăm prin centrul istoric al orașului Oradea, prin locații care nu le-am mai văzut până acum și sunt atât de frumoase. Doamne, deci eu credeam că numai acolo unde e vulturul și toate are este frumos, dar orașul este superb, superb. Stați să-mi vină invitații. Dragii mei invitați, spuneți-mi ce părere aveți. Domnișoară Colceanu, cum vi se pare Oradea până în momentul de față? Super, merită de văzut. Domnule Farcaș, ce părere aveți despre acest oraș de pe Ecliș? Surpriză. Stați că ghidul nostru a plecat mai repede decât așteptam și trebuie să traversăm strada. Spune ce dorești de Dumnezeu. Doamnă dragă Costa, da. Avem o întrebare pentru tine. Spune. Nu, ni s-a spus, ni s-a... Dar nu vorbim colo, nu te mai auzi. Ni s-a anunțat aici lângă... Mi s-a transmis prin cască? Da, de la Banca Națională. Da. Că domnul Mogul Sărescu vrea să vă oferă niște greutăți pentru noua dumneavoastră... Greutatea mea în aur? Hobby, nu. Pentru sală. Două lingouri ca să vă puteți antrena. Ce ziceți de asta? Acceptați sau nu? Nu pot nici să confirm, nici să neg acest zvon, întrucât mi-aș periclita siguranța. De ce? Corporală. Păi nu pot ști dacă e adevărat sau nu, că mi-aș periclita siguranța. Păi nu, dar să te apuci de sală. Să mă apuc, iată tu sala, lingouri e baza. Păi nu, că numai dacă te apuci o lună de zile să faci probe și după aceea vedem dacă îți rămân sau nu. Așa a zis el? Așa a zis el. Da, păi dacă am vorbit cu el, mi s-a transmis în cască. Da, așa voi face, mă voi apuca de sport. Ok, da, bun, o să-i transmitem mai departe. Dar numai dacă îmi dă după aia greutatea mea în aur. Nu poate să-ți dă așa ceva, că este blocată la Londra. La filmat normal, nu? Păi așa nu mă mire, pentru că așa pot fi și... Cântă. Na... Stai că nu mai știu cum era cântecul meu! Aoleu! Cum era cântecul? Nu, aia am ceva... Am început să-l cânt acum! Aveam un cântec... Mami, cum ți se pare Oradea de la înălțime? Ce frumos să vede și încolo. Foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Dar nu mă pot uita în jos, pentru că mă apucă, eu mă uit în jos și mi se ridică stomacul. Apoi în studio, am preluat legătura, ne bucurăm că astăzi ați avut parte de o zi minunată la Oradea și le mulțumim invitaților noștri speciali de astăzi, Mami aka Menedina Costa, o puteți căuta pe Facebook, este foarte populară, și Piri, sunteți super drăguțe și ne bucurăm că v-am avut alături de noi. Și acum să trecem la deliciul serii, căsuța cu numărul 9 din calendarul advent de la Leonidas. Na 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 na.
aceasta este căsuța, acesta este brăduțul. Să vedem despre ce e vorba. Ochiul meu expert spune că este o ciocolată cu lapte. Ai, ce bună e! Are ceva? Te rog frumos, nu chinui asistentul de platou. Are ceva... nu pot să-mi dau seama ce sunt astea din ea. Ceva granule. Cred că de zahăr. S-ar putea. Apa avea să mâinete pentru că mai am aici așa 3 bucăți de ciocolată pentru el și poate să-i dea dau. Dar e ca un fel de granule, nu-mi dau seama. E foarte bună. Doamne, ce bună. Extrem de bună. Da. Mulțumesc frumos de uitați, sunteți niște simpatici și bineînțeles că asta este o oră perfectă pentru mâncat ciocolată pentru că nu e târziu deloc. Așa, trecând peste ora înaintată, calendarul advent se dovedește din ce în ce mai delicios. Se dovedește din ce în ce mai delicios și mă bucur foarte mult că avem parte de el aici în studio. Ziua a fost destul de lungă, sunt destul de obosită și de asta vorbesc puțin prostii. Dar sper că v-a plăcut vlogmasul de astăzi. Sper că o să ajungeți în curând la Oradea pentru că este într-adevăr foarte, foarte, foarte frumoasă. Și orașul este frumos și târgul de Crăciun e genial, mi-a plăcut foarte mult. Experiența în Roata Mare a fost foarte faină, dar dacă ajungeți, și sfatul meu să o faceți, să nu ratați sub nicio formă plăcinta cu brânză dulce și stafide. Uai, deci... am mâncat acolo cea mai bună plăcintă cu brânză dulce și stafide din istoria umanității și dacă aveți o mamă, bunică, prietenă sau oricine care ar putea să facă o plăcintă similară, pentru că sigur ați văzut-o deja în filmări, să-mi trimiteți și mie, vă spun adresa și nu e nicio problemă, pentru că... da, bun. Și acum că am terminat cu vorbitul despre mâncare, vă invit să călătoriți mult, să purtați ce vă place, adică roz sau orice vă place vouă, și să dați un subscribe, bineînțeles, să nu uitați să aprindeți clopoțelul și ne vedem mâine! Pupici! La mine! La mine! Tot nu vrea. Este camera așa, iar doar se ocupă cu efectele speciale în platou. Deci, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem mâine! Ne plimbăm prin centrul orașului, Oradea, de data aceasta. Chiar prin centrul... ce? Dubla 3. Dubla 3. Dubla 4. Să vedem ce este. Ce zice? Dică pot să-l decupet, că...